În ultima perioadă au fost tot felul de acuzații, ba de o parte, ba de alta, mă refer aici la USR și PNL. E greu de spus cum vor reuși să conviețuiască împreună cele două partide. Deocamdată, asocierea aceasta este dată de tema majoră de campanie a PNL-ului, și anume de încercarea de a produce un efect din asta de relații internaționale, sau niște containment, da, pentru PSD. Care PSD obținând un scor destul de mare în aceste alegeri, da, dacă ne uităm la distribuția votului pe partide, alianța aceasta, cel puțin deocamdată, pare să funcționeze. Ce se va întâmpla peste câteva luni, peste un an, peste 2 ani și jumătate, nu știu dacă va mai exista aceeași disponibilitate de dialog în cadrul alianței, ori din partea PNR-ului, ori din partea USR Plus, care știm foarte bine că după alegerile locale s-au angajat în diverse polemici, unele chiar dure destul de repede.